Vă salut, bun găsit tuturor de aici din studioul TV Libertatea. Suntem în direct și urmărim împreună cele mai importante informații. Sunt Adriana Nedelea. Începem! Ședința de guvern este în plină desfășurare la Palatul Victoria. Trebuia să înceapă undeva la ora 11 în această dimineață. A început cu o întârziere de aproape 40 de minute. E bine, guvernul adoptă măsurile din starea de alertă de după data de 15 mai prin proiect de lege. Este nevoie de votul Parlamentului și foarte important, e vorba despre un vot care trebuie să fie dat până vineri, pentru ca legea să fie promulgată. Informațiile despre măsurile luate de guvernanții noștri vor fi pe site-ul nostru, pe libertatea.ro. Iar în această dimineață, chiar înainte de începerea ședinței de guvern, ministrul transporturilor, Lucian Bode, a acordat un interviu. Libertatea a făcut declarații pentru Libertatea. Ce o să fie după data de 15 mai și cum anume vom putea circula? Imediat îl vom asculta împreună pe Lucian Bode, e vorba despre ministrul transporturilor. Între timp au venit și ultimele informații din partea autorităților române în legătură cu numărul cazurilor de coronavirus confirmate la nivel național. Avem date noi și despre ce se întâmplă în lume. Urmărim aceste cifre. Iată, până astăzi pe teritoriul României, priviți câte cazuri confirmate avem la noi în țară, ne apropiem de 15.600 de cazuri confirmate la nivel național. Și avem și următoarele detalii. Avem date despre persoanele vindecate și care între timp au fost externate. Iată, peste 7.200 de persoane vindecate și care au fost externate. Avem și 972 de decese, ne apropiem așadar de 1.000 de decese. Cele mai multe sunt la Suceava. La Suceava avem 172 de persoane care, din păcate, au decedat. 226 de cazuri noi, cazuri noi de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore și totalul cazurilor 15.588 de cazuri în România. Avem și date despre românii care sunt la terapie intensivă, 255 la terapie intensivă, iar în carantină instituționalizată aproape 15.000 de români și peste 19.000 de oameni care sunt în izolare la domiciliu. Vedeți deja și zonele cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus, Suceava, peste 3.200, aproape 3.300 de cazuri confirmate, vedem Bucureștiul, peste 1.500 de cazuri și atenție aici, nu mai avem Aradul, așa cum ne obișnuiserăm, Neamțul este pe locul al treilea, în județul Neamț avem, iată câte cazuri, 760 de cazuri de coronavirus. Sunt zonele cu cele mai multe cazuri, imediat veți vedea și județele în care avem cele mai puține cazuri confirmate, iată-le. În Brăila avem 19 cazuri de coronavirus, în Harghita 24 de cazuri, în Vâlcea avem 26 de cazuri confirmate. Sunt județele cu cele mai puține cazuri confirmate de coronavirus. Haideți să vedem și cum stau lucrurile, care este situația românilor noștri care se află în afara țării, în străinătate. Iată, în ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, aflăm aceste date obținute de misiunile diplomatice și oficiale consulare ale României. Ne apropiem de 3.000 de cazuri, 3.000 de cetățeni români care au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Cu următoarea mențiune, avem și 100 decese. Apropo de cazuri, cele mai multe cazuri sunt în Italia, avem aproape 1.700 cazuri confirmate în Italia, avem de asemenea 561 de cazuri în Spania, 329 de cazuri în Germania și 100 de români care au decedat de coronavirus în străinătate. Vedeți acum pe ecran și totalul cazurilor confirmate în lume. La nivel mondial ne apropiem de 4.200.000 de cazuri confirmate în aceste momente. Avem și detalii despre numărul persoanelor care s-au vindecat la nivel mondial și numărul deceselor. Iată, peste 1.500.000 de oameni care s-au vindecat. Vestea este foarte bună. Ne apropiem de 300.000 de decese, din păcate 284.096 de decese, iar la nivel mondial aproape 4.200.000 de cazuri. Haideți să vedem și cum sunt repartizate cazurile de coronavirus pe țări. În Statele Unite ale Americii avem cele mai multe cazuri și cele mai multe decese. Iată cum arată cifrele. Aproape 1.400.000 de cazuri în America cu peste 80.000 de decese.
Iată cum stau și Rusia, Turcia, China, peste 220.000 de cazuri în Rusia, peste 2.000 de decese. În Turcia observăm că avem aproape 140.000 de cazuri și aproape 4.000 de decese. În China aproape 83.000 de cazuri și peste 4.600 de decese. La nivel european, țările din Europa cu cele mai multe cazuri, cele mai multe decese. În Spania avem cele mai multe cazuri de coronavirus. Avem peste 264.000 de cazuri în Spania. Iată, în Marea Britanie crește numărul deceselor, aproape 32.000 de decese în Marea Britanie, la peste 219.000 de cazuri acolo. Sunt și peste 26.600 de decese în Spania. În Italia, Italia este după Marea Britanie la numărul deceselor și de asemenea și la numărul de cazuri. Vedem că în Italia avem peste 30.500 de decese. În Marea Britanie avem aproape 32.000 de decese. Numărul cazurilor în Marea Britanie sunt mai multe cazuri, puțin mai multe cazuri decât în Italia. În Franța avem aproape 177.000 de cazuri și s-au și relaxat măsurile în Franța de astăzi. Vom vedea cum va evolua situația acolo. Și iată și numărul deceselor în Franța. Peste 26.300 de decese. Așadar, la nivel mondial, am văzut cum stau lucrurile, peste 4.200.000 de cazuri. Am văzut și care este situația în România, aproape 15.600 de cazuri cu 972 de decese în România. Ne apropiem de 1.000 de decese. Iar cele mai multe sunt în Suceava. În județul Suceava avem 172 de decese. Sunt informațiile de ultimă oră care au venit din partea autorităților române în legătură cu situația din România și în legătură cu ce se întâmplă la nivel mondial. Am văzut și câte persoane sunt vindecate, peste 1.500.000 de oameni vindecați și din păcate ne apropiem de aproape 300.000 de decese la nivel mondial. Informațiile de ultimă oră, așadar. Vă promiteam ceva mai devreme declarații pe care le-a făcut ministrul transporturilor Lucian Bode în această dimineață pentru Libertatea. Vorbește Lucian Bode despre ce va urma după data de 15 mai. Cum vom putea circula? Cu metroul, cu mijloacele de transport în comun în general, cu autobuze, tramvaie, troleibuze. Cum va fi? Se referă Lucian Bode și la pierderile suferite de Tarom, de CFR Călători. Sunt declarații pe care le-a făcut și în legătură cu pierderile pe care le-a suferit Metrorex. Un scurt fragment acum din ce declara Lucian Bode în această dimineață pentru Libertatea. Cum va fi? Cum vom circula după data de 15 mai? Îl urmărim împreună. Pentru Metrorex vom veni cu ceea ce se întâmplă de altfel și astăzi, cu măsuri de distanțare socială. Vom comunica toate aceste măsuri pentru o informare corectă a publicului călător. În cele 53 de stații de metrou existente s-a implementat sistemul de plată contactless cu cardul bancar direct la aparatele de taxare, la cei turnicheți. Plata cu cardul bancar este de asemenea disponibilă la toate caferiile din rețeaua Metrorex. În ceea ce privește programul de transport, vom face în așa fel încât în cele 65 de trenuri să circule într-un regim, într-un interval de circulație, astfel încât între trenuri să nu fie mai mult de 2-3 minute minim și maxim 10 minute. În ceea ce privește igienizarea, trenurile de metrou sunt igienizate zilnic prin intermediul unei proceduri industriale denumită nebulizare 3D, care asigură o dezinfecție eficientă atât a trenurilor cât și a traseelor de ventilație cu care trenurile sunt dotate. În ceea ce privește accesul, pentru că este foarte important, exact revenind la întrebarea dumneavoastră, cine le va comunica călătorilor cum trebuie să păstreze distanța la intrarea în stații, în peron, pe peron, respectiv în stația de așteptare sau în vagon, în tren. Noi avem în cele 53 de stații, cele 53 de stații de metrou sunt deservite de 130 de accesuri. Aici noi ne vom organiza astfel încât în perioadele de vârf, vorbesc de dimineața, între orele
9 și 11 sau după masă, noi ne vom organiza astfel încât accesul să fie organizat în așa fel încât să nu avem acele aglomerații pe care vă aduceți aminte, le avem cu toții în minte. Dar cum anume veți face lucrul acesta? Că până acum a fost noi foarte avem, aglomerat la metrou. Noi avem contract cu o societate de pază, dar care nu poate interveni pentru asigurarea ordinii publice. Am solicitat Ministerul Afacerilor Interne sprijin și sunt convins că îl vom primi, astfel încât să organizăm accesul la metrou în bune condiții. La fel se va întâmpla și în autobuze, în troleibuze, în tramvaie? Vor fi forțe de ordine care vor veghea câți oameni aici intră, dacă acum sunt prea mulți, dacă poartă măști? Știți foarte bine că transportul în comun este organizat de către autoritățile locale, transportul local. Eu am spus foarte limpede ce vrem noi să impunem ca reguli în ceea ce privește modurile de transport gestionate de către ministerul nostru. Spre Dar exemplu, le veți face aceleași recomandări? Categoric sunt valabile aceleași recomandări. Lucian Bode, ministrul transporturilor, declarației pentru libertatea în această dimineață, chiar înaintea ședinței de guvern. Vă reamintesc, este în plină desfășurare această ședință de guvern. Așteptăm să vedem ce măsuri vor adopta autoritățile. Și tot ministrul transporturilor vorbește despre pierderi. Cât au pierdut în contextul coronavirus, Tarom, Metrorex, cât a pierdut de asemenea CFR Călători. Interviul integral este pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Informațiile de ultimă oră așadar pe site-ul nostru pe libertatea.ro, de asemenea date noi și pe pagina noastră de Facebook. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi!